Bună și bine ați venit pe Tarotada! Dragi vărsători, astăzi vom face o etalare bonus pentru luna octombrie și să vedem ce vine către voi, ce energii se deschid, dragii mei vărsători, pentru ce a mai rămas din luna octombrie. O etalare bonus! Ce energii vin către voi? O lumină, o transformare și pășești cu putere, îți iei puterea înapoi, ești mai puternic decât crezi, chiar și tu, ești mai puternic decât tot cei din jurul tău și ai un curaj extraordinar să treci la acțiune și să faci ca lucrurile să se întâmple și totul este cu pasiune, totul este frumos, te întorci la natura ta, la sinele tău și te deschizi pentru a primi această sursă spirituală, această inspirație de la divinitate. Da, este foarte frumoasă energia pentru voi. Aici este o curățare. Vedeți? Curățați spațiul din jurul vostru. Este un tunet îndepărtat, un turn care vine și vă trezește. Și vă treziți în această puritate, în această frumusețe, în această stare crescută, o vibrație înaltă. Urmează-ți visurile. Dacă ai un vis, mergi către el, navigând printre stele. Suntem cu toții, dragilor, praf de stele. Suntem cu toții trecători pe acest pământ. Să facem ca lucrurile să funcționeze pentru noi și fiecare ce își dorește să meargă, să lucreze pentru visul său. Aici vei ajunge la destinație, la acea lumină pe care tu ți-o dorești pentru că ești suficient de puternic în acest moment și ai curaj. Da, îmbrățișează entuziasmul. Aici sare în sus de bucurie. Vei avea un moment în această perioadă în care ceva se va întâmpla frumos pentru tine. Este aici un turn, ceva se închide, ceva se spulberă, un vis urât și se împlinește un vis frumos, dragilor. Credeți în magie pentru că ceva frumos se întâmplă. Astăzi, la lună plină, lăsați în urmă, dragilor, acest turn, această energie negativă care a tot persistat în viețile voastre. Și mergeți și îmbrățișați entuziasmul sărind în sus de bucurie, pentru că aici se întâmplă ceva frumos. Dacă aveți un examen, dacă aveți de soluționat ceva, este momentul în această perioadă, pentru că aici vine bucuria pentru voi. Este o energie frumoasă, ești suficient de puternic, te detașezi de tot ce nu ți-a adus beneficii. Detașarea, atașamentul de trecut, suferința și clipă de clipă. Dragilor, voi aici ați trecut printr-o perioadă grea de suferință, posibil pe plan material, posibil pe plan spiritual sau poate pe plan sentimental, dar ce se întâmplă acum este total diferit, o nouă viziune. Aici este un spânzurat, ai stat strâmb, ai gândit drept, ți-ai luat puterea înapoi, iar acum cu curaj înaintezi către visul tău și crezi în magie, îmbrățișezi această viață frumoasă, sari în sus de bucurie pentru că aici are loc o mare transformare, o nouă viziune. Începi să vezi lucrurile diferit, poate dintr-un alt unghi, poate dintr-o altă perspectivă. Și această suferință dispare, acest atașament de trecut dispare. Poate ai rămas aici blocat într-o credință, într-o durere. Încet ai lucrat, acum mergi, te detașezi de toată această suferință și pășești într-o nouă eră. Foarte frumoasă energia, dar greu a fost aici. A ieșit cartea suferinței și a atașamentului de trecut de care te detașezi. Și încerci clipă de clipă să mai urci câte o treaptă, iar noua viziune îți deschide o nouă cale, o nouă poveste. Ai parte aici de noi începuturi, vei avea un câștig de cauză, câștigi ceva, ceva frumos vine spre tine. Te detașezi de o tristețe și vine ceva frumos în viața ta. Un vis care ți se împlinește, visezi de mult la ceva.
Și ai tot așteptat corăbiile să ancoreze în port. Și acum vine corabia. Poate o persoană de la depărtare. Poate cineva nou în viața ta care intră și îți spune povestea diferit. Avem aici și cavalerul de săbii și regina de săbii și puterea dragilor și împăratul și 8 de monede. Veți lucra la visul vostru și nu mai vă mai dați înlături de la nimic. Avem aici o persoană tot în zodie de aer, gemeni, vărsător la balanță sau o persoană în zodie de foc, leu sau berbec care vine către voi. Nu ați știut ce să faceți până acum, nu ați știut cum să acționați sau ce ați făcut până acum, ați crezut că este bine și v-ați autosabotat pentru că ați rămas ancorați în această suferință, în acest trecut. Vă detașați, vă scoateți de la ochi, vedeți această doamnă în cartea doiului de săbii, nu mai este legată la ochi. Știe ce are de făcut de aici înainte și merge către un nou început. Este o energie benefică, este o energie aducătoare de noutăți. Aici plantezi semințe noi. Dacă nu-ți place ce a crescut în grădina ta, replantezi, pui semințe noi și ieși din această singurătate. Voi vă îndreptați către acest vis pe care voi îl aveți, vă detașați de trecut și intrați într-o nouă epocă. Frumos, aici este un rac, poate să vină un rac către voi, dar cel mai mult văd tot zodii de aer care vin către voi și voi nu vă dați înlături aici. Este puterea și împăratul. Aveți o putere în această perioadă fantastică, folosiți-vă de ea în mod corespunzător, pentru că aici puteți realiza tot ce vă doriți. Carul, steaua, nebunul, noi începuturi, vindecări, situații frumoase. Aveți un câștig de cauză, îmbrățișați entuziasmul și mergeți către visul vostru, dragilor. Sunteți suficienți de puternici, sunteți vindecați. Aici se vede vindecarea, se vede puterea. Se vede puterea voastră de acțiune. Faceți ca lucrurile să se întâmple detașându-vă de trecut și mergeți către visul vostru, crezând în magie, crezând în frumusețe, crezând în scopul vostru divin. Foarte frumoasă această energie. Greu a fost aici. Atașament de trecut, atașament de vieți trecute, suferință. Și aici conștientizați că puteți înainta prin această viață detașându-vă de aceste blocaje, gândindu-vă tot la suferință, vă întoarceți din nou în această suferință. Dragilor, mergeți cu putere înainte pentru că aveți și curaj, aveți și toate căile deschise și multe oportunități care se ivesc în calea voastră, pentru că aveți aici o nouă viziune, iar aici aveți creativitatea, împărăteasa. Sunteți creativi, sunteți benefici, sunteți abundenți. Peste tot se vede o lună nouă, un nou început care vine în viața voastră diferit, într-o energie diferită. Lăsați în urmă acea energie a suferinței învechită și vedeți dacă se poate și altfel. Comunicați tuturor acest lucru pentru că Regina de Săbii acționează doar în felul ei și dorește să primească același lucru pe care îl oferă și nimic mai puțin din ce își dorește. O nouă viziune vă va aduce abundență, dragilor. Puteți avea aici o relație nouă, puteți să vă măriți familia și puteți rezolva o situație care v-a presat până acum. Aveți noroc, entuziasmul nu va trebui să lipsească din casa voastră și bucuria. Bucurați-vă de tot ceea ce sunteți. Detașați-vă de tristețe și mergeți către succesul vostru. Dacă aveți o întrebare pentru această perioadă, vă rog să vă adresați acum această întrebare pentru că încercăm să-i găsim și un răspuns și să vedem. Răspunsul este da. Da, hotărât, orice te-ai fi întrebat. Răspunsul este da. Frumos aici pentru voi. Da,
Nu știu ce v-ați întrebat, dar veți avea câștig de cauză, o nouă viziune. Ați depășit acel obstacol, acel blocaj, acea suferință, acel trecut l-ați vindecat. Dragilor, se naște o nouă epocă aici, se deschide un nou ciclu a vieții voastre, o nouă filă pe care începeți să o scrieți din romanul vieții voastre. Vă încurajez să aveți încredere în voi și să acționați în tandem cu sufletul vostru. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!